scriu acum pe toate. În mare, cam asta ar fi caracteristicile platformei noastre. Am început acest drum împreună cu RAT Craiova ca un parteneriat în care ne-am implicat de ambele părți în implementarea unei soluții noi, moderne, și pe care o dezvoltăm după un traseu pe care îl vom avea împreună. Avem obiective definite pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung, astfel încât cetățenii municipiului să beneficieze de cât mai multe facilități noi și moderne. Mulțumesc pentru orice alt detalii vă stau de curte. Bună ziua, vă spun și eu. Încep a felicita pe întreaga echipă de la RAT. După cum bine știți, eu am fost director la RAT și una dintre marile nerealizări din punctul meu de vedere ale mandatului meu și mă bucur că Marcel și echipa care a rămas aici au putut să ducă la bun sfârșit această repunere pe roate, să zicem așa, a etichetingului. După cum bine se știe, el a început în urmă cu 7 ani, 8 ani, printr-un proiect de fonduri europene care nu a fost foarte bine pus la punct. Mă bucur că au găsit reciproc cu cei de la Telelink. Ei achiziționau firma care ne-a dat soluția la momentul respectiv și suntem astăzi în punctul în care putem să vorbim la Craiova de soluții moderne de validare a călătoriei cu mijloacele de transport în comun. Suntem la un pas, mai sunt mulți pași de făcut înainte până când acest sistem va fi integrat, atât pentru populație, dar și pentru RAT să obțină datele despre care vă vorbea domnul director anterior. Sunt pași mari pe care regia de transport transformată în societate comercială i-a făcut în ultima perioadă. Probabil că și pe calea de tramvai ați văzut acele mijloace de informare cum vine tramvaiul, când vine tramvaiul și le vor fi puse în funcțiune în perioada următoare și vor fi integrate acestui sistem. Trebuie să fim mult mai prietenoși cu călătorii, trebuie să fim mult mai primitori cu ei. Flota va trebui să fie schimbată, dar o să vorbească domnul primar despre soluțiile pe care le avem. Astăzi am avut și o întâlnire cu Consiliul de Administrație al Zonei Metropolitane și s-a decis la nivelul conducerii Zonei Metropolitane să-i dăm drumul la un studiu de transport metropolitan, pe care probabil o să-l terminăm anul viitor. Odată achiziționate autobuzele noi, va trebui să ne gândim și la celelalte zone din limitrofe Craiove, pentru că totul se dezvoltă și noi, ca și transport public, trebuie să ne dezvoltăm. Mulțumesc. Primar. Cu dotarea noastră, cu achizițiile. Da, mulțumesc pentru invitație, Sorin, mulțumesc, Marcel. Vreau să vă spun că pentru mine este un moment de mare bucurie ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că e un lucru care eu personal mi l-am dorit foarte mult și încă o dată mulțumiri și felicitări lui Sorin, care s-a ocupat de acest lucru încă de când era directorul RAT-ului, cât și Marcel și întreaga echipă de la RAT și, bineînțeles, și echipa de la Telelink. Felicitări, domnule director. Cred că este lucru care lipsea poate cel mai puternic la ora asta în Craiova, să simțea așa lipsa acestei infrastructuri, pentru că Craiova s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și s-au făcut lucruri foarte multe și frumoase și cred că locul în care a rămas, sau domeniul care a rămas de vizitare, este tocmai scoaterea în evidență a acestor lucruri. Toate axele europene pe care noi le accesăm acum sunt legate de transportul comun. Ele se numesc generic reducerea emisiilor de dioxid de carbon, dar tocmai strategia este ca aceste emisii să fie reduse prin eliminarea în mare măsură a circulației cu mașinile personale și introducerea lor a mijloacelor de transport în comun. Bineînțeles, opțiunea asta este la îndemâna alegerea fiecăruia și ea, ca să poată să aibă succes, trebuie ca transportul comun să fie elegant, să fie comod, să fie în cele mai bune condiții. Etapa pe care o
inaugurăm astăzi este una din aceste lucruri care devin, care fac ca transportul în comun să fie foarte util și foarte încrezător. Bineînțeles, iar vine în paralel cu pachetul la care noi lucrăm acum de cele 30, minim 30 de autobuze, deci încă este ajustabilă cantitatea de autobuze care sunt aferente polului de creștere Craiova pe fonduri europene, termenul limită la care noi depunem contractul de finanțare, pentru că caietul de sarcini de achiziții deja este depus, este până la sfârșitul anului, noi sperăm să le depunem mai devreme. Pachetul de 17 tramvaie este deja depus la Ministerul Dezvoltării. Ni s-a cerut zilele trecute să facem o mică modificare la hotărârea de Consiliu prin care am încheiat acel protocol între Primăria Craiova și Ministerul Dezvoltării și o să o facem, sperăm, într-o ședință extraordinară, nu mai așteptăm până la sfârșitul lunii. În paralel, pe data de 13 noiembrie la Londra, în staful Băncii de Dezvoltare Europeană, se va lua hotărârea aprobării creditului pentru celelalte 35 de autobuze Euro 6. Bineînțeles, aici fac o paranteză la pachet cu sediile primăriei și cu finanțarea reabilitării sediilor primăriei și a celorlalte 6 grădinițe. Aici mai intră în discuții și celelalte autobuze care sunt în discuții la Arad pe creditul, tot cu Verdu, da? 10, dacă nu mă înșel. Plus altele 5 care voi deja le-ați achiziționat și plus încă alte 29. Deci baza tehnică e asigurată. În paralel cu ea vine și această dotare pentru ca transportul să fie foarte, foarte transparent. Iar ceea ce pot eu să vă spun este că această ardere acestei etape de Smart City, care este o etapă, vine la pachet cu ceea ce vrem să facem și ceea ce am reușit să obțin în în China la vizita pe care am făcut-o împreună cu președintele Consiliului Județean Dol și cu senatorul Radu Preda, cu domnul Prioteasa, firma Huawei a luat hotărârea să financeze la Craiova programul pilot al Huawei pe Europa de Smart City. Practic toate aceste module care noi le facem, RAT-ul, eu știu, mai avem multe alte sistemele de supraveghere și de monitorizare a traficului, sistemul de, eu știu, de ghid al orașului, în care să intre pe o platformă și să vezi punctele de atracție și care să pot vizita în oraș. Multe, multe, multe aplicații s-au oferit președintele companiei, a dispus în întâlnirea care am avut-o, ca la Craiova să facă pe banii companiei acest program pilot în Craiova. Pe data de 19 vor fi prezenți în Craiova o echipă tehnică foarte puternică să ia în calcul ceea ce avem, ce avem noi deja și la ceea ce lucrăm și ceea ce putem să continuăm. Ce pot eu să vă spun apropo de ce a vorbit domnul director, că acolo, în China, am văzut un singur document. Telefon. Deci telefonul conține permisul de conducere, conține buletinul, conține cardul bancar, conține abonamentul la mijloace de transport. Deci nimeni nu are decât telefonul ăla. Cu telefonul se plătește, cu telefonul se prezintă la poliție dacă te oprește. Deci s-a ajuns la un nivel foarte, foarte lejer. Într-adevăr, are și lucruri care la noi sunt discutabile, de disconfort, mai ales psihic, dacă îl acceptăm sau nu acceptăm, dar tot ceea ce vom face va fi în continuare în discuție cu noastră, cu cetățenii și putem face lucruri multe, dar putem să le și filtrăm ceea ce dorim sau nu dorim să facem. Important este un singur lucru, că evoluăm. Sunt lucruri care au evoluat foarte, foarte mult și care nu sunt publice și am propus într-o conferință de presă, la fel, să prezentăm tot ceea ce s-a făcut de către viceprimarul nostru, Stelian Bărăgan, la urbanism, de acea electronizare și acea informatizare și de acea circulație a documentelor și care sunt vizibile la ora aceasta online, atât din punct de vedere al autorizației, al certificatului de urbanism. Totul trebuie să fie foarte, foarte, foarte transparent și ne propunem ca într-un termen foarte scurt, într-un an, maxim 2 ani de zile, totul să devină foarte transparent în toate aceste programe. Încă o dată felicitări și eventual să vedem și la fața locului să ne faceți o
Urmează și prezentarea parcii. Ok, important, vreau să mai adaug eu ceva și aici chiar o să avem nevoie de ajutorul mass media și a celorlalți formatori de opinie. Tranziția de la abonamentul clasic pe hârtie la abonamentul contactless trebuie să fie una foarte rapidă și foarte sănătoasă. Gândiți-vă că la ora actuală ratul are undeva la 50-60 de mii de abonamente pe hârtie și va trebui să conștientizăm cei 50-60 de mii de abonați pe care ratul are la acest moment să-și ia abonament contactless și să-l și folosească să poată să valideze. Gândiți-vă ceea ce înseamnă zona de gratuități pe care municipalitatea le acordă pentru pensionari, pentru alte categorii de reduceri, de... Nu sunt persoane care sunt foarte familiarizate cu acest sistem și de aceea, într-o bună perioadă de timp, 10-15, poate chiar mai multe luni, acest sistem va merge în paralel. Dacă se poate mai adaugă ceva? Apropo de tranziția aceasta, noi avem un plan ca transferul de la soluția folosită în prezent la una nouă, modernă, de viitor, să fie una rentă, cât mai ușor de perceput de către cetățeni. Și din acest motiv, clasicele bilete de hârtie pe care le avem în momentul de față și pe care le folosim validând călătoria la validatorul tehnic sau cel mecanic, în viitorul foarte apropiat vom printa pe ele un cod QR și în loc să le compostăm sau să le printăm, doar le vom arăta validatorului, da? Va citi acel cod și autentificarea se va face în platformă în cloud. În felul acesta, oamenii vor folosi în continuare bilete de hârtie, dar în loc să le folosească mecanic, doar le arată validatorului, le citesc și vreau să se autentifică. Asta este tranziția pe care am gândit-o. Vom avea și automate de bilete și stradale, poate pe viitor și îmbarcate și la terți, ne gândim la toate soluțiile. Vom avea informare în stații pentru călători. De exemplu, vă dau un exemplu, călătorul când ajunge în stația de autobuz, chiar dacă să spunem nu în toate va fi un panou de informare, el va avea acces cu un cod QR postat acolo să vadă în câte minute, secunde ajunge următorul autobuz sau tramvai, ce model este, ce dotare are, dacă are Wi-Fi, dacă are acces pentru persoane cu handicap sau aer condiționat și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea vor fi vizibile și transparente în timp real. Sperăm ca în felul ăsta să dăm o experiență cât mai bună utilizatorului și tranziția la o soluție modernă să nu fie una greoaie și greu de acceptat. Și pentru că nu ne oprim aici, în partea a doua zile ne invită Adi Cosman la ZER. Tot pentru emisiune, reducerea emisiilor de CO2. Da. Da, la spitalul numărul 4 de neuropsihiatrie, acolo unde vom inaugura un alt etaj, etajul numărul 3, complet renovat, așa cum am făcut și lunile trecute. O să vă prezentăm o altă față a etajului 3 al spitalului 4 de neuropsihiatrie.